În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea dumneavoastră să declanșez ședința Consiliului Județean de astăzi. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 671-24-02-2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință din totalul de 36 de consilieri județeni, 29 sunt prezenți în sală, diferența de 9 sunt online. Având în vedere proiectul ordine de zi, la ședință au fost invitați să participe reprezentanții de GASPC și colegii noștri din aparatul executiv. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordine de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 27.07.2023. 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 17.08.2023. 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Mărginene a unui sector de drum din drumul județean DJ119B de la kilometru 17+072 până la kilometru 19+155, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mărgineni. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață de 17,18 metri pătrați din zona drumului județean DJ119, situat în sat Cleja, strada Eternității, comuna Cleja din județul Bacău, identificat cu număr cadastral 63.100, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean în favoarea comunei Cleja. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3245 din zona drumului județean DJ241, situată în comuna Glăvănești din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea Mihoc Oil SRL. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 185 privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacăular și la Revista de Cultură Ateneu Bacău cu modificările ulterioare. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 293/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la ansamblu folcloric Busuiocul Bacău cu modificările ulterioare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ119D, DN2, Valea Seacă, Cucova, Urbeni, Drăgușan, Parava, intersecție cu DJ206B, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea accesibilității, conectivității la rețeaua TNT a drumurilor județene DJ206B, intersecție cu DJ119D, Parava și Rădoaia Dumbrava, intersecție cu DJ119, județul Bacău. Și 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea accesibilității, conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ119, Dumbrava, intersecție cu DJ206B, Temelia Guravăi, Onești, județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheței pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate aferent studiului de investiții, aferent obiectivului de investiții, construire parc voltaic și racordarea la sistemul energetic. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean numărul 51/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Județean numărul 154 privind aprobarea organigramei, statul de funcție și a regulamentului de organizare și funcționare la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, cu completările ulterioare. 15. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 481 metri pătrați din zona drumului județean DJ118A, situată în localitatea Românești, comuna Berești-Azlău, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea 10 Delgas Grid SA.
16, proiect de hotărâre privind mandatarea Aerostar S.A. Bacău în numele și pentru județul Bacău să realizeze infrastructura aferentă instalării unui sistem arestor fix pentru avioane militare în vederea aplicării articolului 2 din hotărârea de guvern numărul 1725 din 2004. 17, proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil teren având număr cadastral 68.742 și a unui imobil clădire având număr cadastral 68.742 C1 înscris în cartea fugiară numărul 68.742 Onești, situat în municipiul Onești, strada Adrian Păunescu, județul Bacău, și transmiterea acestora fără plată din apropierea județului Bacău în proprietatea protoieriei Onești. 18. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2023. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 206/30/09/2022 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău. Înainte de a supune la vot, în calitate de inițiator, am să retrag de pe ordinea de zi punctul 19 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 206/30/09/2022 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău. Acestea fiind zise, supun la vot. Da, vă rog, domnul Consiliu Județean. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere spectacolul prea agreabil pe care l-am prezentat ca plen la precedenta participare a Părintele Bârgăoa la ședința noastră, fac pentru care îmi cer iertare în fața dânsului și îndrăznesc să o fac și numele celor care respectă, care prețuiesc licența și respectul, propun ca proiectul numărul 17 să fie discutat cu prioritate pe numărul, la numărul 3, în felul ăsta mai câștigă și domnia sa timp pentru cele cerințe pe care le are de făcut. Părinte, dumneavoastră stabiliți, dacă puteți rămâne să asistați la ședință până la punctul respectiv sau să achiesați la propunerea domnului consilier județean Olteanu din Onești, dacă dați voie să vorbesc eu, domnul consilier județean, că nu v-am dat voie să vorbiți, vă rog eu tare mult, haideți să respectăm decența. Eu am înțeles că dumneavoastră vreți să faceți un joc de imagine și de prea cucernicie, dar nu ține. Prea cucernicia, să știți că se trăiește, nu se afișează. Deci vreți să-l mutăm pe primul, pe ordine de zi, după primele două, sau aveți timp? Pentru că noi avem ordine de zi, domnul consilier județean. Mulțumesc. Președinte, supuneți la vot. Da, supun la vot modificarea ordinii de zi, punctul 17, să treacă punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Da. Ca atare, această ordine de zi rămâne prestabilită. Mulțumesc! Supun la vot ordinea de zi în forma în care am prezentat-o, mai puțin punctul 19. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Voturi online. Abțineri? Opt voturi online. În total, doamna secretar? Da. Bună, adică n-am primit vot, amendament nici acum la ordinea de zi. Vă rog să-mi trimiteți votul ca să pot vota. Doamna, a votat domnul care vorbește?
Votul a fost trimis, 8 consilieri au votat, domnul Boca nu a votat. În rest, domnul? Boca. A. Și ce... domnul Bărzu, ați votat? Votat nu s-a afișat. N-am votat, sigur n-am votat. N-am primit votul. Avem votul înregistrat. Este votul înregistrat, domnul Bărzu, dacă vreți să mai votați odată, n-am nicio problemă, dar să știți că sunteți înregistrat, că ați votat așa în conformitate cu dispoziția liderului de la noastră. Adică este înregistrat, nu vă faceți griji. Da. Ați înțeles? Dar nu fac probleme de asta, dar nu. N-am văzut votul, înseamnă că... Vi s-a înregistrat votul în conformitate cu dorința noastră? Da, cu gândirea, da. Bine. Da? Bine. Bine. Haideți să anunțăm. Cu 27 pentru 10 împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată. De asemenea, în conformitate cu articolul 135, aliniat 8 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute, asupra terenului în suprafață de 3416 metri pătrați, din zona drumului județean DJ116D, situat în comuna Dofteana, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău în favoarea SC Delgas Gridesa. Pentru acest proiect, urgența este motivată de faptul că certificatul de urbanism, realizarea obiectivului de investiții, expiră pe data de 03.09.2023. De asemenea, la punctul 2, avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la județul Bacău pe anul 2023, având în vedere o analiză a execuției bugetare, se impune modificarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli în așa fel încât să putem să avem o execuție mai bună la acest nivel, în trimestru 2 și evident 3 în care intrăm pe angajamentele legale asumate. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru prestarea serviciului de transport pe 108 trasee județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestată între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023-2032. Urgența acestui proiect îl reprezintă faptul că noi am finalizat procedura de achiziție publică privind transportul public județean, s-au transmis comunicările, iar pentru semnarea contractului avem nevoie de tarifare aprobată în cadrul Consiliului Județean. Ca atare este motivată această urgență. Am să supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Unanimitate, da? Unanimitate, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 1 și la punctul 2 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei secretar general, Elena Cătălina Zara, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din 27.07 și din 17.08.2023. Vă rog, doamnă secretar general. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrative teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 iulie 2023. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Nouă voturi pentru. Da. Unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. Trecem la procesul verbal numărul 2. Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17 august 2023. Vă mulțumesc. Procesul verbal. Supunem la vot procesul verbal din data de 17.08.2023.
Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Pentru vă mulțumesc. În continuare dau cuvântul doamnei secretar general pentru prezentarea celor legale referitoare la incompatibilități. Consilierul județean aflat în una dintre situațiile de conflict de interes are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior anunțării, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Dacă sunt, vă rog. Nu voi participa la vot la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară. Da? Nu. Nu particip la vot la punctul 5 de pe ordinea de zi. Domnul Vasile Izvoran, vă rog, deci punctul 5. Nu particip la vot la punctul 5. Da, de pe ordinea de zi. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc doamna... Nu particip la punctul de rectificare. Da, mulțumesc, doamna consilier județean, doamna director. Domnul Adrian... La punctul 13 nu particip la vot. Punctul 13. În regulă. Haideți să recapitulăm, ca să nu avem vreo greșeală. Deci... Domnul vicepreședinte la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară, domnul Zboran la punctul 5 de pe ordinea de zi, doamna Țaga la proiectul cu rectificarea și domnul Nistor la proiectul 13 de pe ordinea de zi. Da, mulțumesc mult. Am să vă propun următorul lucru, tocmai pentru a ajunge cât mai repede la punctul 16, acolo unde sunt intervenții pe proiect, mă anunțați, dacă nu trecem la vot direct, ați avut documentația la mapă și fac această propunere doar pentru operativitate și, și în virtutea la ceea ce s-a spus mai devreme referitor la modificarea ordinii de zi. Deci, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Mărginenea unui sector de drum DJ119B de la kilometru 17 plus 072 până la kilometru 19 plus 155 situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Mărginenea. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Online? 6 voturi deocamdată, dar domnul Izvoranu și domnul Puslaru au finalizat votul. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Deci se prezintă dacă putem rectifica, sunt 7 persoane. 3-4, a fost că avem o neparticipare la. Da. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață de 17,18 metri pătrați din zona drumului județean DJ119, situat în sat Cleja, strada Eternității, comuna Cleja din județul Bacău, identificat cu număr cadastral 63.100, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea Consiliului Județean Bacău în favoarea comunei Cleja. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Online? 8 voturi online. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3245,5
5 metri pătrați din zona drumului județean DJ241, situat în comuna Glăvănești din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea Mihoc Oil SRL Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Șapte voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 185 din 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și la Revista de Cultură Ateneu Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Nouă voturi online. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 293/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la ansamblu folcloric Busuiocu Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă sau abțineri? Deci în online. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Deci, la punctul 8 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ119D, DN2, Valea Seacă, Cucova, Orben, Drăgușan, Parava, intersecție cu DJ206B, județul Bacău. Înainte de a se pune la vot, o să fac doar o simplă precizare, o scurtă precizare, ca să urmează trei proiecte referitoare la creșterea conectivității dintre E85, drumul european E85 și DN11, care duce către Onești, care va asigura o rută alternativă, ceva gen, ca să fiu mai clar, gen axa strategică care unește Neamțul de Vrancea pe zona de est. Așa că vom face pe zona de vest o axă strategică care să unească drumul european E85 cu drumul național care duce către Brașov DN11. Cele trei proiecte vor forma un calup care îl vom depune pe porul nou. Și după ce vom aproba indicatorii tehnico-economici, îl vom scoate la licitație în proiectare plus execuție, în așa fel încât să putem să depunem proiectarea în funcție de ghidul care nu a fost aprobat încă de către ADR Nord-Est, să-l putem depune, să fim pregătiți pentru a accesa fondurile europene pe această axă. Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 8. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. 9 voturi online pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ206B, intersecție cu DJ119D, Parava și Rădoaia Dumbrava, intersecție cu DJ119, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Voturi pentru online. 9. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilizarea
pentru realizarea, mă scuzați, obiectivului de investiții, creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ-119 Dumbrava, intersecție cu DJ-206B, Temelia, Gura Văii, Onești, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă sau abțineri, dacă sunt? 9 voturi online pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Nouă voturi online pentru. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții, construire parc fotovoltaic și racordarea la sistemul energetic. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog. Aș vrea să știu cine îți acest parc. Dacă noi vom deveni producător, Consiliul Județean, pentru energie, sau vom face o societate care va Păi, dacă ați citit cu atenție, ați citit studiul de fezabilitate? Sigur. Așa. Noi urmează să scoatem la licitație, să vedem, să realizăm, da? Aici urmează o altă procedură de a introduce în sistem, de a obține un, se numește un ATR, da? Care să putem să fim introduși în sistem pe acest, pe acest, cu acest consum. Pentru că e, acest parc fotovoltaic se referă doar la Consiliul Județean și la, nu Consiliul Județean, la instituțiile aflate în suport, economisim energie, da? Nu vom face o societate care să-l administreze. Nu vom avea o societate care să-l administreze. Adică nu vom constitui o societate care să administreze acest parc. Mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Opt voturi online pentru. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 51 din 2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenirea instituționalizării la nivelul județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Cât avem? 27 în sală și 7 voturi online. Fără participarea... Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 154/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău cu completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Voturi împotrivă, abțineri. Opt voturi online, o abținere, cred, sau nu răspunde. Nu a răspuns. În regulă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 15 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uș sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 481 metri pătrați din zona drumului județean DJ-118A, situată în localitatea Românești, comuna Bereșta-Zlău, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea Delgaz Grid S.A. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. O voturi online pentru. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat, aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre privind, la punctul 16 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind mandatarea Aerostare SA Bacău ca în numele și pentru județul Bacău să realizeze infrastructura aferentă instalării unui sistem arestor fix pentru avioane militare în vederea aplicării articolului 2 din hotărârea de guvern numărul 1725/2004. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Avem 8 voturi exprimate pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil teren, având număr cadastral numărul 68742, și a unui imobil clădire, având număr cadastral 68742C1, înscrise în cartea funciară numărul 68742 Onești, situată în municipiul Onești, strada Adrian Păunescu, numărul 1, județul Bacău, și transmiterea acestora fără plată din proprietatea județului Bacău în proprietatea protoieriei Onești. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Avem 8 voturi exprimate pentru. Da, vă mulțumesc. 9. În unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Părinte Protopop, sper că nu v-am reținut prea mult din timpul noastră. Eu cred că ceea ce faceți dumneavoastră acolo reprezintă fără discuție un act caritabil extrem de bine organizat. Sunt convins că proiectele pe care noi le vom mai dezvolta împreună vor avea succes pentru cei sărmani, așa cum noastră împreună cu alți sponsori sau cei pe care îi aveți în sprijin reușiți să faceți masa bucuriei și am participat și eu, dacă țin bine minte, la o manifestare făcută dumneavoastră și la modul cum ați organizat activitatea de acolo, și să știți că tocmai de asta această propunere pentru a extinde și a face din ceea ce era durere în acel loc, că mi-ați povestit ce reprezenta acel loc pentru Onești și pentru, de fapt, pentru județul Bacău, să faceți un loc de alinare. Vă doresc mult succes și sunt încredințat întru totul că veți face o treabă în continuare cel puțin la fel de bună. Și aveți în sprijinul consilierilor județeni din sală tot ceea ce înseamnă încredere în activitatea noastră. Vă rog, Părinte Protopop. Dați-mi voie. Luați loc. Domnule președinte, în semn de respect, să mă ridic în picioare. Să vă spun că sunt neemoționat de 2 săptămâni de când am aflat de acest lucru.
practic lucrez la acest proiect de un an de zile ca să respect toate documentele. Dorința noastră este aceea de a sluji omul. Nu mă feresc prin a spune faptul că noi suntem cea mai veche instituție din județul Bacău, Protopopiatul Onești preia activitatea Protopopiatului Târgu Ocna, care prin acte suntem aici din 1792. Dar vremea a trecut, clădirile sunt cum sunt și atât 20 august 2023, cu multe emoții în suflet spun, Biserica Ortodoxă, prin noi, prin dumneavoastră, are un sediu care se reprezinte. Dacă pe lângă leagănul de copii în perioada comunistă se trecea și se spunea vezi să nu faci un rău că te duc la leagănul de copii, astăzi la noi continuu, inclusiv sâmbăta și duminica, în primul rând copilul, tânărul este cel care trece prin această instituție. Am cerut acest lucru, dar am folosință gratuită pentru noi, nu ca să fie altceva decât un proiect prin care pot să reabilitez complet acest loc și această instituție. Voi colabora în continuare cu cei pe care îi cunoaștem și sunt aici câteva persoane care reprezintă DGASPC-ul și știu foarte bine că suntem un partener serios. Sunt reprezentantul arhiepiscopului nostru Ioachim și a preoților din zonă, a 77 de parohii, care astăzi pentru noi s-a scris cu litere și suflete de oameni, cum sunteți dumneavoastră, mă plec în fața dumneavoastră o zi de istorie. Domnule președinte, din partea mea a preotului, ca unul care sunt delegat cu această funcție temporară, vreau să mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut pentru Biserica Ortodoxă astăzi. Noi suntem o instituție ce reprezentăm creștinii ortodoxi, cu posibilități mai mari sau mai puține. Dar iată că astăzi avem această instituție și ne va reprezenta pe noi toți. Avem un parteneriat foarte bun cu Biserica Romano-Catolică, cu bisericile confesionale din zonă. Drept urmare, toți cei care vin din toate bisericile, inclusiv de religie sau a religie, noi îi hrănim pe toți. Niciodată nu punem întrebări. Aceasta este situația pe care o trăim pe această zonă a Trotușului și a Văii, care a avut platforma petrochimică cea mai performantă și cea mai cu PIB-ul cel mai mare. Astăzi suntem în această situație. Mă bucur că ați înțeles mesajul nostru și cererea noastră. Vă promit că în 2 ani de zile veți vedea schimbări acolo foarte mari. Vă mulțumesc din suflet și vă încredințez de toată prețuirea noastră a preoților din zonă pe toți cei care reprezentați Consiliul Județean. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Părinte Protopop, să vă dea Dumnezeu sănătate și să continuați proiectele așa cum știți foarte bine să le faceți, că sunteți un om gospodar. Domnul președinte, două cuvinte, dacă pot să spun și eu? Sigur! Da? Se poate, da? Mulțumesc tare mult, atât recunoștință și admirație pentru ceea ce face Părintele Protopop, pentru cei nevoiași și cu siguranță îi vor lua modelul și celelalte parohii, celelalte protopopiate. Au început celelalte protopopiate, dar domnul Burgaon a dus la alt nivel ceea ce face la protopopiatul Onești. Felicitări și are, cu siguranță, va avea și în continuare sprijinul nostru al Consiliilor Județeni. Mulțumesc tare mult! Da, mulțumesc pentru intervenție. Și în continuare, Părinte Protopop, cum considerați dumneavoastră, dacă vreți să mai rămâneți în ședință, nicio problemă. Chiar vă mulțumesc că rămâneți. Mulțumesc mult. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Sau abțineri. Nu
Mulțumesc. Nu voturi online pentru... Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uș, a unui drept de serviciu. Nu, l-am retras de pe ordinea de zi. L-am retras de pe ordinea. Deci, punctul 19 a fost retras, fiind în calitate de inițiator, și după aia devine, s-a decalat. Nu, suntem pe ordinea inițială, dar am retras punctul 19 de pe ordinea de zi. Și atunci punctul 20 devine punctul 19. De asta am... Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui... Sunt neclarități? Suplimentarea după ce a fost votat este o ordine de zi. Deci, după ce... Asta e suplimentarea, care vine. 21, 22, 23. Deci nu e nicio problemă. Nu e o problemă. Deci, se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uș sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3416 metri pătrați din zona drumului județean DJ116D, situată în comuna Dofteana din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău, în favoarea SC Delgaz Gridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Voturi pentru online. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Ați declanșat și online? Nouă voturi pentru online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 21, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru prestarea serviciului de transport pe 108 trasee județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane pentru curse regulate, prestat între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023-2032. Dacă nu sunt intervenții la acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Nouă voturi pentru online. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Vă doresc o după-amiază cât mai plăcută și un sfârșit de săptămână care urmează la fel de plăcut. Mulțumesc, o zi bună!